Chevrolet aniversează 100 de ani de existență în 2011 și a decis să ne arate cum s-a transformat de-a lungul timpului. Am zburat până în țara în care s-a născut fondatorul mărcii, Louis Chevrolet, am ascultat muzică americană, am mers cu mașini care au scris istorie și m-am pregătit sufletește pentru ce va însemna următoarea 100 de ani pentru Chevrolet. Așa că iată-mă în Elveția, la volanul Chevrolet Volt. Am început cumva împotriva fiii, pentru că mai întâi am testat Opel Ampera în iulie 2011, deși Ampera derivă din Volt și nu invers. În fine, nici nu mai contează asta, e vorba de tehnologie General Motors până la urmă. În spatele lui Chevrolet Volt stă o dispută interminabilă. E o mașină electrică sau e o mașină hibridă? Forumurile sunt pline de dezbateri și înjurături. Dar hai să o lămurim. Chevrolet spune că pentru cei mai mulți care o vor folosi, această mașină va fi una electrică. Poate parcurge între 40 și 80 de kilometri cu bateria complet încărcată și deci poate satisface necesarul de transport al multora dintre noi. Dar în fapt, Volt funcționează ca un automobil hibrid, având în total 3 motoare conectate în serie. Este vorba despre unul electric principal, de 150 de cai putere, de unul electric auxiliar, de 72 de cai, care funcționează și pe post de generator la frânare sau când este învârtit de al treilea motor, unul cu ardere internă, pe benzină de 1,4 litri, ce dezvoltă 86 de cai. Grație extensorului de autonomie pe benzină, Volt poate parcurge peste 450 de km. Astfel este eliminată teama că ai putea rămâne fără energie în baterie, însă nu e o soluție să utilizezi benzină pentru a face rost de energie pentru Volt. Consumul este specific unei mașini convenționale pe benzină de 150 de cai putere, deci relativ ridicat, și practic degeaba ai dat banii pe tehnologie dacă nu știi să o exploatezi. În schimb, dacă îți propui să utilizezi cât mai mult Volt în mod electric, atunci mașina asta poate fi o afacere bună. Probabil că te întrebi prin ce se deosebește Chevrolet Volt de Opel Ampera. În primul rând, prețul de referință pe piața europeană a lui Volt este cu 950 de euro mai mic. Și mai sunt câteva detalii foarte importante. Întreaga parte frontală este diferită. Farurile și grila complet schimbate dau celor două mașini gemene o identitate frontală specifică și inconfundabilă. Volt vine cu totul standard, inclusiv navigația cu ecran tactil și tapiseria din piele. În plus, mașina nu-ți cere să faci compromisuri. E spațioasă, foarte confortabilă și silențioasă. În concluzie, la un preț de sub 42.000 de euro cu toate taxele incluse, Volt vine foarte bine echipat și face sens dacă îl cumperi pentru a consuma cât mai eficient cu putință energie, indiferent de unde vine ea.